La startul meciului de sâmbătă din dealul copoului, jucătorii politehnicii au vrut să își arate solidaritatea față de poporul ucrainean aflat în mare dificultate din cauza atacului armat cu care se confruntă. Mesajul ar fi trebuit să fie cel care este afișat pe toate stadionele de la începutul invaziei armatei rusești, respectiv Stop War, opriți războiul. Însă, din cauza așezării deficitare a jucătorilor sau a încurcării tricourilor, ceea ce s-a putut citi de la tribuna oficială a fost Răupoți, care s-ar traduce în limba română ca ouăle crude. Această gafă a făcut ca politehnicii ca să devină brusc subiectul glumelor multor publicații naționale. Publicația Fanatic, de exemplu, a afișat pe prima pagină un titlu dureros, ca în filmele cu oameni mai puțin inteligenți, poliași, mesaj împotriva războiului total napoda ouăle crude. Antena 3 a taxat și ea gafa cu un titlu care suna astfel. Jucătorii politehnici Iași gafă pe teren au vrut să transmită un mesaj de pace, dar au stârnit amuzament. Și ziarul adevărul a scris despre pățania oficialilor ieșeni. Politehnica Iași s-a făcut de râs în fața lumii. A scris o crude în loc de stop war. Jurnaliștii ziarului adevărul au taxat și ei eroarea ieșenilor. Atât s-a putut la Iași, ce a ieșit din mesajul antirăzboi afișat de către fotbaliști. Și România TV a făcut haz de mesajul afișat la Iași, titrând gafă uriașă la poliaș. Mesajul stop war afișat în apoda. În ce s-a transformat în demnul? GSP a taxat și ea gafa de proporția moldovenilor, cu un titlu destul de dur. Gafe colosale în Liga a doua, fotbaliștii lui Poliaș au vrut să afișeze mesaje împotriva războiului, dar s făcut de râs ouăle crude. După toate aceste titluri care au făcut în conjurul țării în doar câteva ore, a venit într-un final și explicația din partea clubului, una care însă nu prea stă în picioare. În efervescența pregătirii jocului important cu Astra Giurgiu, mesajul Stop War, ce ar fi trebuit transmis prin așezarea într-o anumită ordine a jucătorilor noștri, a apărut spre tribuna A pentru câteva secunde, scris în oglindă, de la coadă la capăt, Row Pots, dar corect, Stop War, când jucătorii au salutat suporterii de la tribuna B, mesajul corect a apărut și în fotografia de grup, dar și pe tricourile celor doi copii care au dat simbolic lovitura de începerea meciului. Este vorba despre Emil, ucrainean în vârstă de 11 ani, membru al unei familii de refugiați, copil care se antrenează de câteva zile la Academia Politehnică și Karina, o fetiță de 12 ani, suporter înfocat al echipei noastre. Vă cerem scuze pentru eroare, suntem convinși că a fost perceput mesajul și nutrim speranța că acesta va ajunge poate la destinație, mai ales că a fost atât de mediatizat. Se arată în postarea oficială de pe pagina clubului. Acum că toată lumea s-a lămurit de ce s-a produs gafa, mai rămâne de aflat doar în capul cui se vor sparge ouăle crude, adică cine va suferi consecințele faptului că poli s-a făcut încă o dată în plus de râs în toată țara.